Gata. Bună dimineața, prieteni. Bună dimineața, doamnă. Ce faci, doamnă? La ora 2, da. Că cât e ceasul? 2. Ce faci? Stai la soare? Ce faceți, prieteni? Avem o zi minunată astăzi. Uitați ce frumos. Ce facem astăzi? Stăm. Ia să stăm. Am fost în oraș, campion. Bine că ai fost. M-am întâlnit cu toți țiganii. Cu toată șatra. Da. Dar nu mai spun. A fost o ședință așa, o bulibășie. Bine că a fost. Ce să spună țigani? De-ale bune. Ce face neamișule? Stăm la soare? Stai cu căței. Ia uite ce au crescut. Hai da, hai! Haurde, haurde mo! Hai! Santuzo! Hai! Ba, nu mai scuzați! Hai! Santuzo! Ia uite, ăsta e mai mare. Ăsta e mai mare, Dolofanos. Hă? E mai lung de brațul ăla. Prieteni, am uitat. Prieteni, îmi cer scuze. V-am promis că fac live. Aseară n-am făcut. Pentru că nu m-am simțit bine. Am stat în pat. Eram foarte obosit. Și nu am putut să fac live. Vedem, o să facem. Dar acum... Astăzi nu mai fac, că astăzi e duminică și nu mai fac diseară pentru că plec cu Câmpeana. Nici nu mai trebuie să mă faci. Plec cu Câmpeana la Timișoara, plecăm, ne plimbăm. Mergi cu mine? Mergi cu mine. O spui mai înaintea prietenul, dar după aia nu mai spui. Păi mergi cu mine. Ha? De ce? Nu vreau. Nu vreau, plec singur. Uh-huh. Hai să mergi și eu din mașină. Da, și o suc, că nu mai bei suc. Ce? Ai zis că nu mai bei suc. Bei? Eu. Da, prieteni, cu live-ul de seară n-am filmat, dar o să facem, nu e problemă. Bobiță, ia bună rânză. Cum adică? Bobiță. Așa, ce i-ai dat? Rânză? Păi da, rânza lui. Da? Da. Păi dacă eu am crescut-o, nu trebuie să o dau. Am crescut-o, mă, s-a făcut-o. Cum? Aia mică? Auzi că n-am făcut, am crescut-o, zice. Grenada aia mică? Da. Mm-hmm. Și Alex n-a mâncat. Poate o fi mâncat pe furiș. Mare supărare în el. Și nu mergem și noi la el să mâncăm și noi din rânza. Să-l prind eu pe Ale, ce nu-l mușca de urechi. Auzi? Are și el rânza lui, dar până nu vine nu-i o dau. Nu-i o dau, uite, dracu mă fac eu și nu-i o dau. Prieteni, vă mulțumesc de mesajele. Chiar dacă mă jură, prieteni. Așa cum am zis, că multă lume mi-a zis că ce, de ce mai spui pe vlog, dacă te duci la... Așa București. E, nu mai vorbi. De ce mai spui? Nu, am zis oricum, nu filmez. Dar nu, nici mă nu trebuie să mai spui, dacă o faci, da, o faci. Dar de ce nu? Am zis că doar nu mă folosesc de ceva, de viu da, sau nu ceva. Mai folosesc, nu mai folosesc numele, te duci am și am zis la prieten că vreau să mă duc la prietenul meu. Care e problema? Gata, dar dacă te duci, nu mai spune, că spune lumea că te... Nu, lasă lumea, nu mai e după lumea aia. Mă duc, care e problema? Mă plec la București, acum mă merg. Du-te, cine te ține? Nu mă duc cu telefonul. O, cine te ține? Hai, du-te. Du-te, uite mașina. Stai să vezi, uite, plec de seară și mă duc. Așa, dar mă duc, du-te. O să vezi tu. O să vezi tu, uite. O să filmez puțin, doar că în față la spital și eu. Ca să vezi tu.
Poate se duce la altcineva și spune. Aha. Nu, că îți dai seama că o să doamna, zic. Uite, vă dau unul pe tine. Uh-huh. Vezi? 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 A fost un semn, să nu te duci. Hai, na, mișule, mergi cu mine. Eu. La București. Mergi cu mine, batale că de cu mine ai fost peste tot. Neamișul deloc, acolo s-a născut. O, doamnă, auzi, au văzut vlogul al tău de ieri. Așa. Cu alea, aparaturile ce ai adus. Așa. Și chiar ar vrea și eu unul. Un aparat de ăla? Aha, un blender. Da. Dar uite că n-am întrebat-o pe doamna, de unde e. De... Da, îi trimite. Că m-a. Dacă e de departe, mai scump e transportul. Da. Da. O, oh, Dolly. Cade tomba, doamne, iamă. Ce ne facem? Ce? Da, îi trimit, nu-i problemă. Ce? Da, apara de ăla. Da. Mama m-a chemat să mănânc, dar nu mă duc. Ce-ai problemă? David, unde e? De ce vezi? Că m-am pus aici. Pe mele. Unde-i David? Dormi. Dormicește? Doamne, doamne, stă cu mânga mamică. Parcă vine Paștele. Ia te dimin. Mă duc să mă tun și eu, dar las că mă tun la București. Parcă vine Paștele. Păi și ce vine? Crăciunul, nu vine Paștele? Mai mi-a trecut. Răceala m-a făcut. Cred că aseară, deci îmi curgea nasul, nu mai puteam. Și de-aia prieteni n-am făcut. Că vreau să și beau ceva când fac live. Și dacă nu beau, cam la pastile. A, unde-s pastilele să le iau? Unde le pus? Ce? Pastilele. Ce mi le aduci tu? Eu. Asta le iau eu. Fă și mie reclamă, la toată lumea face reclamă pe canalul tău de zi. De site-ul meu, Max Fashion, să comandă lumea. Da, facem afaceri. Pe ce? Ce? Păi nu, nu știu de pe ce vorba. Ce ăla? Haine de ariceală. Să comandă lumea, să intre la mine. Să... Ai făcut site? Păi da, a făcut el. Cum îi spune la site-ul? Max Fashion. Haine aricești. Max Fashion, comandați haine de la Dănuț. Haine ariciu. Haine aricești. Luați cu toată apărare, luați cu toată încrederea. Mamă, nu mi-ai apărare. E că și ce nu vă suportați. Comandați, prieten, cu toată încrederea. Pe Facebook, pe TikTok, Max Fashion, să caută lume. Dacă puneai Ari Fashion, era beton. Era comanda lumea mai mult așa, să-ți fac reclamă. Fac eu tricouri personalizate. Cu narici. E bine. Unde ai spart toba? 40 de lei. De când mi-a furat ăla catalizatorul de pe ea. Așa, de ce numai de aseară? Și cade toba pe fiecare lună. Nu bate de aseară, bate din totdeauna. Eu știam că primarul ne-a făcut drumurile, sunt asfaltate toate. Eu nu știu unde cade toba la mașina lui. Cum era ăla? Ce mi-a furat șapca să-mi dea înapoi așa. Ce mi-a furat catalizatorul să-mi dea înapoi. Gol. Ce frumos au făcut cățele și mi-au mâncat la tata de gușolan, de... Mă, ce faceți voi? O, că ai venit și tu acum, hai. O, bune, bunule, tu ești mai jucăuș, stai și tu cu minte așa, ce piept are de... Asta e mai negru ca Leonard. Ce Leonard e negru? Puradeii mei ăștia sunt puradeii. Gata. Gata că eu vă bat. Asta e frumos, uite, are picioarele albi, pieptul, cum avea Puffy, mă. Exact ca Puffy e ăsta. Ăsta alb. Ăsta negru. Ăsta maroniu. Mă pupă, știți voi, mă pupă, știți, mă, că la asta.
E panarame. Ce sunteți? Panaramelor. De ce nu o pui în mașină? Să scoți unul pe un geam, unul pe alaltul geam și să-i plimbi frumos. Hai să-i plimbi, dar trebuie să le luăm de-aia, să le umplim cu ei, că poate da. Ieși de o mașină peste ei, să le luăm în gardă. Parcă să iei când o formă, că-i pierde jucurile. Da, mă, să vă plimbărez, mă, să vă plimbărez, să vă plimbărez. Dar nu ține unul acolo cu tine. Te sună cineva. Hai că revenim, prieteni.